Abandonul școlar a ajuns la un nivel îngrijorător, mai ales în mediul rural. Proiectul gândit de directorul școlii gimnaziale din satul Șiroca, Stânculeasa Mihaela, i-a făcut pe copii să acorde o importanță mai mare școlii, aceștia fiind motivați și în acest fel să nu mai lipsească. Haideți să aflăm ce se mai întâmplă pe la școala primară Șiroca. Am auzit proiecte caritabile. Sunt foarte multe evenimente, foarte multe proiecte în colaborare cu Primăria Godeanu. O las pe doamna să vă spună. Mulțumesc! Da, vom vorbi despre proiectul caritabil. Ați observat când ați intrat aici în primărie, pe hol, sunt diverse obiecte pictate de către mine cu un scop, cu scopul de a ajuta educația și copiii de la școala primară Șiroca. Există și un borcanel acolo, pentru că nu ne dorim să ne îmbogățim din acest lucru. Fiecare persoană, dacă dorește să achiziționeze un obiect, o lingură pictată, pune acolo un bănuț pentru educația lor și pentru faptul că în fiecare vineri am gândit pentru a reduce abandonul școlar. Directorul Unității de Învățământ a Școlii din Șiroca a confecționat mai multe obiecte realizate manual, care pot fi achiziționate de oricine dorește să sprijine acest proiect. Cu banii obținuți vor fi cumpărate diferite articole vestimentare și nu numai, care vor fi dăruite ulterior copiilor cu rezultatele cele mai bune la învățătură. Am gândit acest proiect caritabil pentru copii, pentru a reduce abandonul școlar și pentru a-i stimula să fie prezenți și să învețe, să depășească granițele dintre mediul rural și mediul urban. L-am gândit în sensul în care am pictat obiecte pe care astăzi le-am prezentat în cadrul Primăriei Godeanu. Fiecare invitat, dacă a dorit, a achiziționat la orice preț și-a dorit și a lăsat un bănuț în borcan. Prin acest proiect susținem un alt proiect numit Magazinul Recompenselor, pe care l-am gândit în acest scop, pentru a stimula educația copiilor. În fiecare vinere, copilașii pleacă acasă cu un produs în funcție de numărul de buline pe care l-au câștigat, practic, prin inteligența lor. Vă spun sincer că de o lună este implementat acest proiect și așteaptă vinerea ca pe o zi de sărbătoare. Bucuria micuților și motivația pe care o au știind că vor fi premiați la sfârșit de săptămână cu diferite daruri îi face pe aceștia să fie conștiincioși și să își dorească să aibă rezultate cât mai bune la învățătură. Primarul din comuna Godeanu, Sabina Gheorghece, a fost și este mereu alături de copiii din comuna sa, întrucât aceștia reprezintă viitorul. Drept dovadă, prin acest proiect, a dorit să le insufle copiilor dragostea pentru școală și învățătură, dorind totodată să stopeze abandonul școlar. Astfel de inițiative ar trebui luate drept exemplu în orice unitate de învățământ din România.